4 dosare Microsoft, 4 dosare doar. Microsoft, Lukoil, defrișările ilegale și Siveco. În total, prejudiciul în aceste dosare este de 560 de milioane de euro. Asta înseamnă 2,5 miliarde de lei. Oameni buni, banii aceștia, cu banii aceștia facem autostrăzi, care nu sunt de stânga sau de dreapta. Facem spitale. Vreți să vă spun câte spitale facem cu asta? Umplem țara cu spitale, facem școli, creștem salariile la profesori, la doctori. Deci avem bani în România. Problema e să nu se fure, iar dacă se fură, să-i aducem înapoi. Doamna Macovei, mai avem însă problema acelor judecăți care...